Să încep de la mine telefonul stricat, pentru că colaboratorul este de la poliție, de la Telenești. Ne-a luat telefonul de mână, ne-a șters din telefon fără niciun motiv. Fără, nu că motiv, dar... Băi, dar cum ne-a stricat telefonul? Ne-a șters din telefon cu și drept. Cum? Cine v-a stricat telefonul? Voi! Dar cum v-a stricat? Prezint, ca să știu mâine cu cine greșesc. Cum când? Cum? Cum când? Cum și când? Azi, amu. Cum și când? De ce domnul Șala ne-a luat telefonul de mână? Lasă că eu mâine să... S-a stricat ecranul, e că omul ăsta ne-a șters. Ei cu și drept ai luat și te-ai vrut în telefonul, eu și-a șters. Da. O șters, eu am filmat pe Namu și eu am șters. Ei câte este, el o șters. Stai, uleac. Stai, uleac, băi, e mână. Stai, uleac, că ei trebuie să răspundă de lucrurile astea. A să răspundă, că nici. Mâine îți vin și a să scriu plângere pe echipajul ăsta. 97-44 de la Telenești. Iacă, au luat telefonul, mi-a stricat ecranul, mi-a șters tot din telefon, am avut niște probe care i-am filmat, că ies aici în ilegal, și mă întreabă, zic, și te-ai ahuit, e ca așa al nant, care de acolo nici nu s-a prezentat, și îmi spune mie toate dodele astea și toate lucrurile. Mâine este lucru, i-a sigur dus în instanță, dovez. Și că este cu mâinile la schinare, ne-a luat și ne-a șters tot din telefon, fără acordul meu, din telefonul meu propriu. Ei să gândesc ce acțiune să fac, că să mă documentez, mă faci că zbat, că nu știu ce. Mâine eu mă prezint la Inspectoratul General de Poliție Telenești și a să grăim. Ecranul ne-i stricat la telefon, toate dovezile ne s-o șterg din telefon. Prezentați-o ca să știu cu cine mâine la cine mâine să mă adresez. Ia uite, ăsta să râde, zic că da, ăsta te adresez. E ca așa le cu... Băi, tam, și ăsta auzi că e câtă este care cu o spâșcă, auzi că ne fute doi pumni în cap. Ai zis așa cuvinte? Ai zis așa cuvinte? Ce faci, aberație, domnule? Ce aberație? Ai zis așa cuvinte? M-ai întărit și ne-ai ieșit mâinile. Într-o parte. Ia câtă e și omul ăsta tot ne-a ieșit mâinile. Spun niște lucruri care s-a adus la cunoștință. Și ca dovez. Asta, dumneavoastră, și cineva mâinile pe spune dumneavoastră? Sunt, iau-te martor, ia că așa e omul ăsta e martor, colaboratorul ăsta de poliție. Ia că este care mă filmează, care cu spâșca, m-a luat într-o parte și a zis că-ți fut doi pumni în cap. Corect? Așa ai spus? Eu până la urmă merg cu și acțiunile care le-ați făcut ilegal în iesară. Până la urmă merg cu voi în instanță. Nu te aproche, ești dacă se aproche mai aproape de 2 metri, gata, îi ții telefonul și îți... O zic, de ce ne-a pus motiv, fără niciun motiv, ne-a pus că eu o trag de ușă la mașina de poliție. Vă închipuiți? Ăștia sunt criminali. Ăștia sunt criminali. Că ei să râd de ce am spus eu, de dreptatea care am spus eu. Lasă că eu mâine cu voi să merg în instanță. Care documentat? Tu ne-ai luat telefonul, ne-ai stricat telefonul. Tu mâine îmi dai telefonul în instanță și s-o. Nici nu te-ai prezentat, ne-ai stricat telefonul, măi, amenințat și tot așa mai departe. Nu te crede eroi. Hai să răspunzi. Echipajul l-am filmat, mâine să scriu plângerea, să mă adresez și cred că să instanța să iei o hotărâre mai corectă. Neacte, echipajul este două de poliție, un Duster și o Skoda. Mi-a stricat telefonul neseară. Mâine vin la Telenești, depun plângere și a să fie bătăt adus la cunoștință.